Între manele și tipiste. Mulțumesc, îmi pare rău, nu o să vedeți. Am eliminat manele, am considerat că mai bine așa. O să vorbesc despre PPC și alte manele? Nu. Mulțumesc, Sorin. Alt gen de muzică? Nu, de fapt abordarea mea e puțin diferită de al lui Mihai. În sensul că eu am încercat să fac puțin research. Să vedem efectiv niște diferențe între țări, locații și... Adică eu n-am făcut research. Ok, ai făcut research, dar din perspectiva unei persoane care vrea să se extindă, eu mai degrabă, ok, îi ajută și prezentarea mea pe cei care vor să se extindă, dar nu foarte mult. În prezentare avem valori medii, CPC, CTR pe regiuni, canale, diferențe între posibilitățile de tarifetare, alte particularități și concluzii. Mă auziți? Da. Știu că se compară mere cu portocale, dar nu suntem primii. Ai făcut-o cineva aici, România e pe locul 5 la mere. Foarte bine, trecem peste asta. Deci, v-am spus, știu că nu e același lucru România cu Statele Unite. Eu sunt Cornel Coman, descrierea mea, poza mea. Am încercat să fac niște screenshot-uri, nu știu dacă se înțeleg exact. Aici sunt posibilitățile de targetare în Facebook din România. Și avem la interese, nu se vede exact, avem acolo politică. Disponibilă doar pentru Statele Unite, dar mai mari diferențele se văd la behaviors. Deoarece în Statele Unite, Facebook are o serie de parteneri care colaborează și le furnizează date. Se văd aici interesele politice. În dreapta se văd o parte din targetările disponibile în plus în Statele Unite. Printre ele, tipul de card folosit. Le spun ei acquisition behavior. Sau la părinți. Avem și în România părinți, dar putem să targetăm doar toți părinții. În schimb, în Statele Unite putem să targetăm omicile, putem să targetăm green moms, nu știu exact ce înseamnă. O să vadă? În funcție de carieră, în funcție de venituri, în funcție de tipul de mașină achiziționat, când a achiziționat ultima mașină, din păcate nu se vede aici foarte bine, se vede pe autovehicul, motocicletă, mașină și așa mai departe. Dar se poate și mai rău. Avem în Slovenia 760.000 de utilizatori, toată populația. Deci să ne bucurăm că suntem mai bine decât Slovenia. Aici au fost diferențele ce n-avem noi, de ce ar trebui să plângem, dar eu cred că ar trebui să plângem pentru o altă chestie. Avem ceea ce se numește custom audience pe bază de eventuri în Facebook. Câtă lume a auzit sau câtă lume o folosește de aici? O folosește. Foarte bine, e singur. Se poate face foarte simplu, se modifică puțin codul de retargeting din Facebook și se pot adăuga mai multe elemente, denumirea eventului, valoarea eventului și așa mai departe. Se face și mai simplu cu Google Tag Manager. Totul se face mai simplu cu Google Tag Manager. Aici am extras niște rapoarte în care speram să desfințez niște mituri, dar se pare că n-am reușit. Într-adevăr, CTR-urile sunt mai mici în Statele Unite și costurile mai mari. Acolo avem AdWords Search, am făcut mai multe rapoarte și se păstrează trendul. Valorile nu sunt reale, doar ce am un contract semnat. Nu pot să furnizez valori reale, dar sunt relevante. După cum se vede și pe Facebook, Australia, Statele Unite și Scandinavia sunt foarte scumpe, la fel și pe Google. Și UK se păstrează în jumătatea superioară. Aici categoria este jocuri, bineînțeles, v-am spus, comparăm mere cu portocale, nu putem să știm pe alte categorii sau să diferă datele. La nivel de bid-uri și CPC-uri, în principiu, bid-ul sugerat de Google este suficient de relevant cât să ne facem o idee. În Statele Unite, pe avocați, avem o sugestie de $117 pe click. Mi se pare
destul de scump și suficient de relevant cât să vă faceți o idee cum e state. În schimb, în România avem 2,98 cel mai mare. Am selectat același cum încheie. Dar acolo sunt grup. La fel am încercat să văd și diferențe de volum. Avem laptop pe România, avem laptop pe Statele Unite. Dacă ne uităm la raport, este similar. Am calculat doar populația din 2013. Știu că raportul de acces la internet diferă între Statele Unite și România. La fel, mergem cu ce avem. Ce ne lipsește din AdWords în momentul de față de Statele Unite, zice. Monitorizarea conversiilor telefonice. În Statele Unite se poate face automat, am un forward number și se bifează o căsuță, vreau doar să îmi redirectați și să monitorizez conversiile. Interesant este că nu orice telefon este considerat conversie, ci poți să selectezi durata după care tu vrei să fie considerat un apel să fie considerat conversie. Să zicem 30 de secunde. Dacă apelul a durat doar 29 de secunde, este considerat un telefon, dar nu o conversie. Vizită în magazin. Este destul de recent apărută. În funcție de locație, de device și de alte elemente pe care Google le-a în calcul, estimează numărul de vizite în locația fizică. Dacă avem un magazin, cineva a intrat din AdWords, din campanie, pe varianta online, după care a vizitat magazinul offline, spune că poate aproxima destul de bine aceste valori și l-am introdus recent. Product listing ads. Aici n-am prea multe detalii, n-am lucrat niciodată, ne lipsește. Cea în dreapta este un prieten, este ce mi-a trimis un prieten din UK, care mi-a zis că în momentul de acolo a început să facă product listing ads. A renunțat la search-ul clasic și a trecut doar pe product listing ads, iar acolo este CPA-ul, costul pe achiziție, vedeți cât de mult a scăzut. Nu știu, eu nu prea aș crede că și CPC-ul îmi spune că sunt mult mai mici pe product listing ads decât pe search-ul clasic. Mie mi se pare destul de stupid, din moment ce ai posibilitatea să afișezi imagine, preț, ofertă și descrierea produsului, ca oamenii să nu le citezi mai mult decât pe un simplu alt text în partea strângă. La fel, nu putem decât să ne bazăm pe ce avem. Ce avem, dar nu folosim? De marketing dinamic. Am trecut repede așa, la fel, în România a apărut destul de recent. Am trecut trei pași simpli prin care se poate face cu mai puțin ajutor din partea developerului. E normal, Google recomandă ca variabilele să fie transmise în data layer direct din codul sursă, dar e complicat să convingi un developer că ai nevoie de chestia asta și atunci poți să folosești mici artificii. La fel, folosim Google Tag Manager, un script custom care citește produsul, ID-ul produsului direct din pagină, prin scraping, și categoria, plus exportul de produse pentru a face match-ul între ele. Și am rezolvat problema cu developerul. Aici avem un video. Da, I got some choice clicks right here, yo. Impressions, page views, followers. Are they pure? Yeah, I don't cut with bots. How about likes? You got some likes? For a Zai class operation. Come on. Everybody's doing it. I got my whole cue board right here. Whoa. Easy. I just need enough to get me through this quarter. Turn to the right. What are you in for? Da, am vrut să încep partea a doua prezentării referitoare la tracking și la măsurarea datelor. Avem click-uri, dar trebuie să le și măsurăm și să măsurăm și performanțele. După cum am văzut, avem volum mai mare dacă suntem internaționali. Din păcate, la volume mai mari, tool-urile gratuite nu mai fac față. Am acoperit aici cam tot. Ce e important de observat este rata de conversia, spune, este un gol secundar
Și nivelul de sampling. Aici a fost făcut raportul, același raport, aceeași perioadă, pe 0,5% din trafic, iar aici pe 3%. După cum se vede, rata de conversie diferă de la 0,08 la 0,42. 3% este maximul pe care l-am putut obține direct din Google Analytics. Nu știu, mie mi se pare extrem de mare diferența. Mă gândesc la 100% cum ar arăta pe bună rata de conversie. Și, sincer să vă spun, este pe undeva pe la 4%, măsurată cu un tool intern. Deci, apar probleme de genul acesta în momentul în care avem volum foarte mare. Alternative. Descoperit recent Yandex și m-am gândit dacă Google știe și Statele Unite, de ce să nu vedem și rușilor, să știe și Putin ce facem noi. Este foarte mișto, are WebVisor, se numește un tool, monitorizează traficul și vizitele și inclusiv înregistrează video anumite vizite. Pe butonul acela, dacă dăm play, se poate vedea cum a mișcat cursorul și ce a făcut efectiv în pagina vizitatorului respectiv. Deci puteți încerca, este gratuit de asemenea. Ce nu mai lipsește din România, printre tool-uri, Semrush. Probabil foarte multă lume știe. Mie nu prea-mi place genul ăsta, spy, monitorizăm concurența, dar este foarte util. Din păcate, în România nu este disponibil. Alte particularități. Spre exemplu, în Republica Cehă, în Cehia, avem puțin naționalism, la genul meu. Ei folosesc un motor de căutare propriu, se numește Seznam. Și, din păcate, Google nu vrea să recunoască și și-a pus și partea lui de aici albastră, dar este fals, este doar verde de aici. La fel și în Rusia, avem Yandex. Deci ar fi bine să ne gândim și la aceste particularități când decidem să mergem internațional. Alte particularități, atenție la fusul orar. Este foarte important să știm exact, mai ales dacă facem schedule bidding sau alte optimizări la nivel, de fus orar și de targetare în funcție de orar. În Miami nu ninge, deci nu propuneți campanii pentru perioada rece. Hai. Clienții se caută pe Google indiferent de locație, cultură sau culoare. Asta e general valabilă, deci asta a fost prezentarea mea. Acum aveam niște slide-uri, vă mulțumesc. Auzi? Dacă îți cumperi Google Analytics, dacă ai varianta premium, mai ai sampling-ul ăla? Noi nu știu exact să-ți răspund. Sampling-ul ăla se face doar pe anumite rapoarte. Asta. Pentru că este foarte greu să procesezi atât de multe date în timp real, ca să zicem așa, dura o veșnicie. Probabil au mai multe rapoarte fără sampling, dar acolo ai anumite tool, poți să folosești query-ul SQL, de exemplu, și interoghezi direct baza de date și atunci se generează rapoartele mult mai repede. Așa, ca să-ți facă în interfață, este destul de complicat. N-am lucrat cu Google Analytics, nu am auzit de aici. Da, deci alte întrebări nu are? Nu mai am. Mulțumesc. Dacă mă sunt de voi, mulțumim, Cornel. Urmează o pauză de aproximativ 10-15 minute, după care revenim prezentarea lui.